O nouă zi, un nou test. Tura asta avem cola de la EPSA, firmă grecească din, da. Ce zice ambalaj. Sorin și ambalajul. Și se găsește la Kaufland. Cam scumpică, de la 7 lei și nu știu cât era, la 4,96. 7 lei 90, parcă. Da. 7 și 19. Că, 7 și 19. Sorin a avut grijă să rupă, dar bine că a rămas preț. Hai, onoarea. Și nu e mare, adică mi se pare ca micuță. Pe pisii, dacă e agitat, normal că face fus. Scuzați, eu am niște chei. Miroase ca Adria. Da, de ce miroase ca Adria? Și vă întrebați de ce purtăm mască? Pentru că noi gripați. Și nu vreți să dăm la lume, așa că purtăm măscuți. Deci, ca să știți, când sunteți mucoși, purtați mască. Aia bună culoasa Pepsi. O, da, e sticlă, și sticlă de sticlă. Și e și mai ieftin. Și nu e nici măcar din aia, cum îi zice, să recapeți 50 de bani. Spune ca ceva în cadru, da? Să nu... Stai... Așa vine, DM3. DM3? Da, așa zice aici. Se pare. Și chiar Adria mai bună, sau cum? Seamănă cu Pop-Cola. Da, cu Pop-Cola puțin. De ce aia? Era mașina aia, arăta într-o formă. Pop-Cola seamănă. Mai vine un Pepsi sau Cola, nu? Este combinație între Pop-Cola și Adria. Să știi că... Ca și cum cineva nu mai avea Pop-Cola și a amestecat cu Adria. Le-a amestecat. Preferăm Pepsi sau Cola și mai bine la bani și mai multă cantitate. Și nu e rea, cred că nu e nici foarte rece ca să... Când e rece, poate are gustul mai bun. Sticla o păstrăm că poți să... Păi stai, ce să faci? Nu știu ce să faci. Păi n-are... Punem dulceață, sos se de... Se gere că... Fac un sos din ăla iute. Mai mult costă asta, costă... Sticla. Exact, că... decât conținutul. Da, se înșurubează, nu? Să fie capăcelul. Da. A, da, știi ce facem? Face pentru ketchup-ul meu, îl băgăm în din asta și la 7 și 19 și să... Bei. Da, nu. Se merită. Are cădere la Sorin. Da, știi ce? Folosim sticla pentru ketchup-ul meu. Și așa e borcanul ăla, mare îl băgăm mai mic și îl lăsăm să-l fie mai ușor. Nu, îl mai luăm? Nu. Dacă costa 2 lei, da. Ne. Dacă era 2, mai 2 lei 50, da. Hai un 3 lei. Hai un 3 lei, da. Da, nu, nu. Și e și redus. E și redus, de la 7 lei. Stai 7,20 pe așa ceva, se pare, nu. Nu, mulțumim, nu mulțumim. Deci nu recomandăm, nu recomandăm, pur și simplu. Noi nu. Deci pentru noi este un nu. Prețul nu pupă că calitatea. Că la gust nu e chiar foarte rău. Că da. Dacă ar fi calitatea bună... N-are cum, cola e cola. O să facă ăștia ca cola niciodată, mai cea mai bun. Cola va fi cea mai bună totdeauna. Cola și Pepsi sunt etalonul. Ca să faci ceva mai bun, trebuie să fii tare. Da, dacă vrei să testați, nu-i problemă. Poate aveți altă părere. Da. Dar prețul care... Raport preț-calitate, nu. Dacă vă place Pepsi, Cola sau chiar Pop-Cola, nu luați. Da. Ok. Nu. Cam atâta. Bye. Bye.